Danuț Coman este de părere că Piteștiul trebuie să aibă echipa de fotbal la un nivel mult mai bun. Portarul celor de la Astra Giurgiu consideră că echipele orașului, Academica și SCM, trebuie sprijinite. Este frustrant ca un oraș ca Piteștiul să nu aibă echipă în prima ligă. Este foarte greu să te gândești la performanțele obținute în trecut de către FC Argeș și ceea ce se întâmplă în momentul de față. Dar, în același timp, trebuie să fim întru totul lângă oamenii de la Academica, de la SCM Pitești, pentru că sunt două grupări, chiar dacă din eșaloane diferite, sunt două grupări care se luptă pentru locuri fruntașe. Academica Pitești se luptă pentru promovarea în prima ligă, SCM Pitești la fel. Suntem pe primul loc la Liga a treia, cu șanse mari de a promova în Liga a doua. Important este ca aceste două grupări să aibă stabilitate din punct de vedere financiar, să se facă eforturi din toate punctele de vedere, oamenii să fie alături de echipă, suporterii să fie alături de aceste echipe. Coman ar putea fi cooptat în staful echipei de Liga a doua, Academica, însă după retragerea din activitatea competițională.